Rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos pentru izbăvirea de boală. Prea puternice și slăvite, Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, care nu ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. Din adâncul inimii te rugăm să primești smerita mea nevoință și această mică rugăciune a noastră pentru toți cei încercați de boală. Mântuiește-i, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni și rânduiește Tu toate spre folosul lor. Că noi neputincioși suntem și nu îi putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De este voia Ta, îi poți pedepsi precum se cade pentru păcatele lor, tămăduindu-i cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea. Dar că sunt înaintea Ta, te rugăm, îndură-te de robii Tăi, potolește-le fierbințeala, alină-le suferința, ridică-i din patul durerii. Să le fie această încercare prin care trec spre îndreptarea vieții, spre început bun mântuirii și spre iertarea păcatelor. Și dacă le este de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruiește-le răbdare și liniște, alungând de la ei toată frica și toată deznădejdea, ca să nu fie îngenunchiați de durere și să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută, iubitorule de oameni, ca văzând ei mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăință și de mulțumire, ca să se învrednicească fiecare să audă glasul Tău cel sfânt. Iertate îți sunt păcatele Tale. Amin.